Universul la feminin. Universul la feminin. Bună ziua, dragi prieteni! Sunteți la Radio Shalom, este luni, ora 5, emisiunea dumneavoastră, sperăm, preferată, Universul la Feminin. Astăzi avem plăcerea să avem invitație deosebiți, ca întotdeauna, și vrem să vă ținem aproape de noi pentru o oră. Sperăm că va fi ceva care o să vi se pară în primul rând interesant și până o să vi se pară și foarte de suflet, pentru că este o emisiune de suflet, este o emisiune document. Avem astăzi plăcerea de a avea împreună cu noi pe domnul Jean-Michel Thoma, președinte al Comitetului Internațional Dachau. Domnia sa este în legătură cu noi de la Paris și ne va spune câteva cuvinte legate de acest eveniment și de cea de a 75-a comemorare a evenimentelor care au avut loc în 1945 la Dachau, când astăzi a început eliberarea și pe 29, iată, s-a desăvârșit pentru ceea ce a însemnat lagărul nazist de la Dachau. Avem de asemenea împreună cu noi o distinsă personalitate, pe domnul George Legman, personalitate internațională de marcă. Veți avea bucuria să-l ascultați vorbind românește și vom avea o lungă, sper eu, discuție în legătură cu ceea ce a însemnat pentru domnia sa, pentru acest eveniment din 1944-45, pentru că, iată, el s-a născut acolo în lagăr. Avem de asemenea istoricul nostru, Marius Popescu, pe care îl cunoaște și căruia eu îi mulțumesc, pentru că de fiecare dată când am avut câte un eveniment, să spunem, care a ținut de istoria Holocaustului direct sau indirect, el a acceptat cu plăcere să fie aici și nu am lăsat la urmă, ci am vrut să subliniez prezența pentru prima oară și sper eu, nu pentru ultima, a unei dragi prietene, Iulia Baran, o personalitate pe care o veți descoperi cu timpul și care astăzi este aici împreună cu George și cu mine, prieteni buni. De altfel, toți care suntem aici suntem, în primul rând, prieteni buni. Cred că am făcut o prezentare. Aș mai vrea doar să vă spun că muzica cu care începem și terminăm această ediție a fost aleasă de domnul Legman și este pe sufletul meu, să vă spun acest secret. Acum lăsați-mă să mă întorc către domnul președinte al Comitetului Internațional Dachau, care este aici cu noi, domnul Jean-Michel Thoma. Bonjour et je vous remercie mille fois pour votre participation dans cette émission que nous avons l'honneur de parler de ce qu'a été la libération de Jean de Dachau. Alors je vous en prie, monsieur, parce que notre audience ne connaît pas trop en ce qui concerne le comité, quelques mots du comité, de l'histoire, ce que vous considérez. Merci beaucoup. D'accord. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. C'est un honneur pour moi d'être à Radio Shalom. Et je vais donc vous parler rapidement, vous présenter le comité international de Dachau. Ce comité est né un petit peu avant la libération, dont on va fêter le 75e anniversaire dans quelques jours, le 29 avril. C'était au début un comité clandestin, des représentants des différents pays. Un tout petit seconde. Julia, veux-tu traduire? Veux-tu? Ou je traduis moi? Alors, comme tu veux. Comme tu veux. Si tu veux, c'est bien parce que en parallèle, moi, je vais chercher les photos. Les photos, c'est bon. Bien? Bon. Oui, c'est merci bien. Beaucoup. C'est bien. Alors. Așa. Domnul președinte vrea să ne vorbească puțin, da, despre istoricul comitetului
când a fost înființat acest comitet, faptul că la început el a fost puțin în clandestinitate, nu a fost oficial recunoscut. Vous pouvez continuer maintenant. Oui. Donc, ce comité qui, au début, était clandestin, quand il a été... Care l-a început puțin. Et quand les déportés ont été libérés, on d'abord... Cred că există o mică tulburare de asta. Cred că eu mă aud mai bine. Je crois que d'ici c'est mieux. Alors je vais traduire cette fois-ci. Oui. Bon. À la libération, les déportés ont dit il faut qu'on se souvienne que les gens connaissent ce qui a existé et qui paraît inimaginable. Deci la început, atunci când ei au fost eliberați din lagăre, au vrut ca toată lumea să-și amintească ceea ce la început a părut inimaginabil. Il se disait, les gens ne nous croiront pas quand on va raconter notre histoire. Ils diront, c'est inimaginable, c'est impossible. Da, la început au spus că oamenii o să creadă că e ceva de neimaginat, ceva imposibil. Și o să creadă că suntem nebuni. Da. Donc, ils se sont fixés trois objectifs bien précis. Și-au fixat Comitetul Internațional trei obiective foarte bine precizate. Ils ont voulu d'abord qu'on garde, qu'on conserve le camp, l'emplacement du camp, et que ça ne soit pas transformé en parking de supermarché. În primul rând au decis ca acest loc, adică lagerul de la Dachau, să nu fie transformat cumva într-un supermarket sau altceva, ci să fie conservat ca atare. Ils ont désiré aussi qu'on construise un monument international pour illustrer, pour se souvenir et pour honorer. Donc un monument. De asemenea, au vrut să construiască un monument care să fie spre aducere aminte pentru totdeauna. Et ils ont voulu aussi qu'on fasse un musée pour se souvenir, pour commémorer ce qui s'est passé. Și că va trebui, sigur, să-și amintească periodic de ceea ce s-a întâmplat, să se întâlnească periodic. Et ensuite, le comité s'est constitué de façon plus structurée. Mai târziu s-a format un comitet, a început să se structureze, să lucreze mai organizat. Les choses n'ont pas été faciles. Au début, les Allemands voulaient un peu oublier ce passé. La început, Germania au vrut să uite acest trecut și să nu și-l mai amintească. Et puis, depuis, il y a une coopération très constructive avec l'État de Bavière qui a... Și apoi beaucoup... a început o colaborare foarte constructivă cu statul bavarez. Cred că tu... Da. Cu regiunea bavareză. Cred că, Iulia, tu nu te auzi, trebuie să apeși pe butonul de demut. Alors maintenant, Landul. Actuellement, le comité international est donc le regroupement des différentes associations nationales. Deci, în acest moment, comitetul reprezintă o regrupare a asociațiilor naționale, amicale naționale. Des associations du souvenir de Dachau. Et care își amintesc pentru memoria Dachau. Et il y a actuellement 22 associations. Sunt 22 de asociații naționale care compun comitetul actual. Dont le Brésil où habite actuellement monsieur Georges Legmann qui va parler tout à l'heure. Iată include și Brazilia, țara de unde vine domnul Legmann. Donc c'est le regroupement des associations qui s'occupent dans leur pays de la mémoire de Dachau. Membrii acestor asociații se ocupă în țările lor de memoria Dachau-lui și a lagărelor naziste. Alors ces associations sont très variables, certaines sont très petites, très réduites. Il n'y a plus parfois plus beaucoup de survivants du camp de Dachau. Asociațiile sunt uneori foarte micuțe pentru că nu mai sunt supraviețuitori ai Holocaustului în jurul cărora aceste asociații naționale s-au creat. Mais on a passé le flambeau aux descendants, ceux qui descendent de déportés de Dachau. Dar flacăra a fost transmisă urmașilor acestor
supraviețuitor, copiilor și nepoților. Et le comité a un rôle reconnu auprès de l'État de Bavière qui a créé la Fondation des Mémoriaux Bavarois. Da, acest comitet este recunoscut în landul Bavaria și a făcut memorialul, fundația memorialelor lagărelor. Et donc, de par la loi, nous faisons partie de leur conseil d'administration, nous sommes associés. Conform legii, Comitetul Internațional e membru al Consiliului de Administrație al Fundației Bavareze. Donc nous sommes associés à la gestion, c'est quelque chose de très particulier et c'est pas pareil pour les autres camps. Da, suntem asociați din punct de vedere al comitetului la gestiunea problemelor pe această temă din Germania și este singurul lagăr care este în această poziție. Voilà, donc les anciens, ils ne sont plus nombreux, mais leurs descendants sont toujours présents pour conserver cette mémoire et travailler ensemble. Chiar dacă supraviețuitori au rămas foarte, foarte puțini, au rămas urmașii lor, care sunt totdeauna prezenți pentru aceste comemorări și aceste festivități care au loc cu prilejul comemorării, cum era cea de acum, care nu poate avea loc. Il y a des grands projets de restructuration de camps. On va récupérer le Kräutergarten. C'était un jardin où on cultivait des plantes aromatiques. Ça va revenir au camp et on veut insister sur le côté pédagogie, visite des jeunes, réflexion des jeunes à Dachau. C'est très bien. Je vais vous dire pourquoi. În acest moment se discută restructurarea și readucerea la dimensiunile inițiale ale lagărului și facilităților de jur împrejur, inclusiv a grădinii de plante aromatice care aparținea lagărului, se va întoarce și o serie întreagă de proiecte legate de tineret și eu mă bucur pentru că a adus vorba de tineret care să vină să facă stagii și tururi, vizite la muzeul de la Dachau. Je suis très heureuse parce que notre monsieur ici, je le vois, il est avec nous, il a des élèves, il parle aux élèves, et alors je crois que leur groupe sera parmi les premiers en visitant le musée. Eh bien, il faut le comité cherche à aider les voyages de jeunes. Et comitetul încearcă să ajute vizitele pe care tinerii le fac acolo. En payant l'hébergement et la nourriture des jeunes dans une auberge de jeunesse qui s'appelle la maison Max Mannheimer. Spune că noi comitetul sprijinim și se plătește tot ce ține de cheltuielile de găstuire și de masă care au loc la centrul pentru tineret Max Mannheim, care vreau să vă spun că a fost o mare personalitate. Oui, je voudrais juste vous dire un mot. Les cérémonies ont été toutes annulées à cause de la crise du coronavirus. Ceremoniile de anul acesta au fost anulate datorită coronavirusului, a pandemiei. Nous avons annulé le voyage de déportés survivants. Même George Legman est un bébé, lui il est tout jeune, mais da, s-au anulat vizitele supraviețuitorilor care mai sunt și a urmașilor cu prilejul acestor festivități pentru a 75-a comemorare și între care era și domnul George Legman, care este, domnul președinte, spunem, un bebe, adică faptul că este printre cei 5 sau 6 copii născuți în lagăr în perioada respectivă. Nous voulions 7. 7. Așa, vreau să interveniți pentru că e o discuție liberă. Ilias set, no, pastis, set bebe. Si vous voulez, oui. Je dis juste un mot pour terminer de la libération du camp et d'une affiche qui a été faite spécialement. Este une affiche pe care ne-a fost făcut comitetului, a fost făcut în mod special pentru
comemorarea 75 de ani, afiș pe care eu ar trebui să vi-l pun pe ecran și sper să reușesc să o fac, dar s-ar putea să nu pot face chiar în clipa asta, pentru că afișul, eu am pregătit pentru poze, un set de poze și afișul, nu știu dacă știu să-l... À la libération du camp, il y a des drapeaux qui ont surgi partout, de tous les pays occupés par l'Allemagne, où il y avait des déportés. Et un artiste, M. Alain Carrier, a fait une affiche spécialement pour nous, pour illustrer toute cette joie à la libération, avec chacun des drapeaux de gens qui étaient à Dachau, et on a ajouté bien sûr le drapeau d'Israël qui n'existait pas encore à ce moment-là. Sinon, ce sont que des drapeaux de déportés présents à Dachau. Si vous avez le... Oui, moi je l'ai, je vais le trouver, mais en tout cas, l'affiche a été utilisée par le radio pour présenter cette transition. D'accord. Alors, voilà. Le public le connaît, mais je vais le chercher. Je sais que vous êtes pressé par le temps, vous avez un interview, non? Un interview? C'est pas grave. Non, pas de problème. Non. Bon, alors je vais traduire. Aceste afiche reprezintă toate statele care au fost eliberate, inclusiv statul Israel, care la momentul respectiv nu exista, steagul statului Israel este adăugat. Este afișul pe care dumneavoastră l-ați văzut în prezentarea acestei ediții, în primul promo pe care îl avem pe Radio Shalom. Eu o să caut imediat poza, dar pregătisem setul de poze pentru domnul Legman și nu este printre ele. Je vais le chercher, je vais le remettre ici de nouveau. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez ajouter quelque chose? Non, merci. Non? Très bien, bonne chance. Merci beaucoup. Et merci. Bravo. C'est un honneur pour nous que vous avez accepté cette invitation. Et bon, j'espère que vous venez une autre fois. Volontiers. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Seulement une minute. Monsieur Jean-Thomas, j'espère que l'année prochaine, j'avais l'opportunité de m'embrasser deux fois. Merci. Oui, volontiers. Une fois pour cette année et l'année prochaine pour l'année prochaine, ok? D'accord. Okay. Entendu. Domnul George Legman, santé. Domnul președinte Jean-Michel Thomas, că la anul va îmbrățișa de două ori, și pentru acest an și pentru anul care vine, și ne vom regăsi sănătoși la anul cu toții acolo. Je vous remercie, si vous voulez rester avec nous, c'est une honneur. Bon, c'est bien, je vous remercie. Merci. Alors, je voulais, avant que je vous présente le bébé, mais une grande personnalité, je dois parler en roumain, si vous voulez accepter ça, et alors je suis ici, on peut de temps en temps parler aussi en français. Iată, ne întoarcem spre domnul George Legman, dar nu înainte, cu îngăduința domniei sale, de a lăsa lui Marius Popescu câteva minute să familiarizăm ascultătorii cu ce s-a întâmplat în aprilie 1945 în lagărul de la Dachau. Marius, te rog, știu că tu ești foarte pregătit întotdeauna. Da, mulțumesc frumos, bună ziua! Sigur, cum colega mea, doamna Serena Adler, a menționat puțin mai devreme, comemorăm 75 de ani de la eliberarea lagărului Dachau. Pentru a puncta mai bine și a fi puțin mai a intra puțin în pâine, aș puncta câteva lucruri vis-a-vis de lagărul Dachau. Ceea ce trebuie spus este că lagărul Dachau a fost primul lagăr înființat pe teritoriul Germaniei încă din 1933, mai exact de pe 22 martie. Mă rog, contează mai puțin unde pe locul unei foste fabrici.
Inițial a fost un lagăr în care au fost internați cei care erau oponenții regimului nazist. Erau de obicei prizonieri politici, oameni cu alte orientări sexuale, martorii lui Jehova, preoți catolici, comunitatea romă, foarte mulți comuniști, socialdemocrați. Asta ar fi așa o scurtă intrare în ce a însemnat Dachau, un fel de istoric. Din care aș vrea să reținem că acolo nu au fost numai evrei, oamenii știu poate mai puțin despre treaba. Da, e bine că ai menționat. Da, sigur, putem spune că un număr estimativ a fost cam de 188.000, 190.000 de oameni internați acolo. A fost foarte interesant este că la Dachau au fost internați peste, să spunem, deținuți din peste 30 de țări din Europa, iar evrei au fost în jur de o treime. Așa, iată niște cifre. Da, am spus să punctăm și niște cifre. Ce putem spune este că, tot ca punct de reper, în 1945, în lagărul de la Dachau, a izbucnit o epidemie de tifos, unde au murit foarte, foarte, foarte mulți oameni. Unul dintre primele locuri unde... Deci, în momentul în care s-a eliberat lagărul de la Dachau de către armata americană, lagărul de la Dachau a fost unul dintre primele lagăre unde s-au putut face reportaje și filme pentru a se vedea oroarea produsă de nazism, oroarea Holocaustului. Așa. Asta este un lucru foarte important. Da. Și noi avem filme foarte interesante, sigur făcute după ani și pe care le va prezenta și prietena noastră, Iulia, imediat. Acum dăm voie să ne oprim puțin din partea istorică, ca să nu încărcăm prea tare. De ce Dachau, cum a spus domnul Marius, are filme și fotografii, fiindcă generalul Eisenhower era un mare iubitor al Hollywoodului și el a dus ziariști, filmmakers și așa mai departe, că el s-a speriat și nici el n-a avut idee de ce era acolo și a spus, dacă nu o să documentăm, lumea o să creadă că vorbim prostii și că e o nebunie, cum a spus domnul Serjan Toma. Adică nimeni, nici Eisenhower nu a crezut că a fost exact ce a văzut. Deci, foarte bine precizat. Mersi. Da, da. Mulțumim mult de tot, mult de tot. Acum, eu cred că am găsit afișul și îl rog frumos pe domnul George Legman să se pregătească, să intre. Suntem mulți, dar suntem așa uniți, chiar în modul de a gândi. Până pun eu afișul, aș vrea tare mult ca ascultătorii să vă cunoască. Și pentru asta vă las întreaga libertate să ne spuneți ce vreți despre dumneavoastră, ce considerați. Mă numesc George Legman, sunt băiatul lui Iosif și Elisabeta Legman, cetățen din Cluj-Napoca, Coloșvar sau Klausenburg din Transilvania din Nord. Evreii de acolo au fost deportați la începutul lunii aprilie din 45, au fost adunați la fabrica de cărămidă din Cluj, cei din județul de Cluj, și după aia au fost trimise cu vagoane de animale spre Auschwitz. În acest vagon era mama mea cu mine în burtă. Mama mea a căutat ginecologul care, din păcate, a fost prins două zile înainte de naziști, de hortiști, fiindcă cine au deportat evreii
au fost sortiștii maghiari care s-au alăturat din cauza dictatului de la Viena din 1940, când Transilvania din Nord a fost cedată și așa mai departe. Alo? Da, vă ascult. Bine, eu nu vă văd nicio problemă, eu vă vorbesc. Da, da. Au fost duși la fabrica de cărămide din Cluj, unde au fost duși toți evrei care au fost prinși. Mama mea a vrut să avorteze, fiindcă a avut două avorte spontane, dar medicul ei a fost prins și n-a putut să avorteze. Am fost duși mama mea cu bunica mea, cu bunica, deci mama mamei, cu bunicul meu din partea mamei și cu unchiul din partea mamei. Am ajuns la Auschwitz-Birkenau, unde pe plataformă era Mengele, care cu un deget făcea la stânga să la dreapta. La stânga era moarte. Cine au intrat, au pus la dispoziție niște camioane. Cine a spus cine era obosit sau nu avea forță să meargă până la locurile determinate, poate să intre în aceste camioane. Cine a intrat în aceste camioane, au fost gazați exact în acea zi, s-au dus direct la camere de gaz. Deci bunicul meu și unchiul meu a călcat într-un cui și a infecționat piciorul, a intrat în acest camion și au fost duși direct la camera de gaz. Mama mea, a spus bunicii mele, că eu nu sunt gravid, nu sunt însărcinată, tu nu ești bătrână, noi mergem unde merge toată lumea. Și a fost selecționată pentru muncă și de acolo au fost trimiși prin alte lagări, au ajuns la Landsberg și la Dachau. Da. Acolo au ajuns și din Cluj, a ajuns și tatăl tău și a ajuns și tatălui Cornel Lustig, Oliver Lustig, care este, din păcate Oliver a murit, care este poate ziaristul și scriitorul care a scris cel mai mult despre lagărele pe unde el a trecut și a dedicat toată viața lui pentru asta. Cornel duce această lumină înainte, așa cu Adrian și așa mai departe. Ajuns acolo, oamenii au fost trimiși să lucreze la fabrica de Messerschmitt. Messerschmitt era fabrica unde sistemul hitlerist pregătea ca să facă avioane Messerschmitt. Slavă Domnului, fabrica n-a intrat în funcțiune, era 7 etaje sub pământ și care a fost bombardată de RAF, de Royal Air Force din Anglia și încă bine că nu a ajuns ca să acopleze și avioane i-au zburat de sub pământ direct spre război. Oamenii de acolo au fost, Dachau era lagărul principal, avea încă 15 sub lagăre, da? Când în octombrie 44 s-a făcut un raid în diverse lagăre și au găsit 7 mame însărcinate. Deci medicul campului lagărului central a trimis un telex la Auschwitz spunând că a găsit 7 mame gravide, ce să facă? Și au spus, fă ce vrei, fiindcă tropele sovietice se apropie deja sunt practic în Germania și toată lumea știe că sovietici au intrat în 29 ianuarie 45, 3 luni înainte ca armata americană să intre în Dachau. Medicul a spus, bine, eu am să las aceste 7 mame să nască, de ce? Fiindcă o să fie alibi meu, fiindcă el a făcut prostii, el a lucrat în Franța ocupată, unde el a făcut, a omorât oameni și așa mai departe. De aia el a lăsat să nască aceste șapte mame. Deci n-a făcut fiindcă el era un om bun, a făcut fiindcă era alibi lui. A fost după aia dus la Nuremberg și unde a fost spânzurat. A fost, nu se spune în românește, a fost...
Foi julgado. Ok? Bine. A fost judecat. A fost judecat. A fost judecat la Nuremberg. E foarte important Dachau. De ce e important? Fiindcă Dachau e foarte bine conservat. Cu omagile mele direcției de la Dachau, cu domnul Freller, cu domnul Jean-Michel Thomas, cu directoarea muzeului, cu Claudia și cu Gabriela Hammer și așa mai departe, care au grijă ca noile generații să știe despre ce e vorba. E important despre Holocaust ca niciodată să nu se uite și zi pe zi trebuie amintit ce s-a întâmplat, fiindcă lumea cu timpul uită. Sunt foarte puțini supraviețuitori. În Brazilia sunt doi care au trecut prin Dachau. Unul are 93 de ani și celălalt sunt eu. Să fiți sănătoși amândoi, știi cum se spune, până la 120 de ani. Eu în timp ce ai vorbit am rulat și sper că se văd pozele pe care mi le-ai trimis. Ultima poză care, să știi, sunt cei 5 bebe, da? care sunt născuți la Kaufering, Dachau. Așa. Eu le-am încercat într-o oarecare ordine cronologică. Deci, de la, dacă vrei... Aici ești la ceremoniile. Aici sunt la ultima ceremonie cu Angela Merkel. Da. Și înainte sunt 7 bebe, da, din cei 7 copii. Unul trăiește în Canada, care e ultimul care s-a născut, care e Leslie Rosenthal, unul locuiește în Brazilia, trei locuiesc în Ungaria, unul locuiește în Statele Unite și una locuiește în Israel. Sunt 7 în total. Am înțeles. Aici tu ai văzut numai... Și eu, deci, am uitat de una care locuiește în Slovacia. Din fotografie rezultă că voi v-ați mai întâlnit, ați păstrat legătura unii cu alții, deși erați copii mici, n-aveați cum să vă cunoașteți atunci, dar iată că ați păstrat legătura. Te văd aici într-o poză, chiar în muzeul lagărului Dachau. Da, deci... De ce e important muzeul? Fiindcă muzeul a făcut o retrospectivă de familia tuturor celor 7 copii și asta este unde este pozele, este mama mea de copil și este căsătoria părinților mei la Cluj. Asta se vede în poză. Da. E foarte important și în România, deci, în România acum se predă despre Holocaust, asta e congratulations, asta e foarte important. Congratulations lui Aurel Weiner de la comunitatea evreiască și vreau să salut pe toți cei de acolo. Vorbim de Aurel Weiner, vorbim de Ionel Schlesinger de la comunitatea din Arad, unde la Arad se dă cursuri despre Holocaustul. Cred că este și la București, trebuie să fie și la Cluj. Da, vreau și tânărul nostru coleg care a vorbit azi la Urie. Pe care eu nu-l cunosc, dar am să-l cunosc la proxima vizită la București și în România. Vreau să spun salutări tuturor rudelor care sunt pe acolo. Da? Deci vorbim începând din București, vorbim și de prieteni. Deci, doamna ambasadoare Monica Grigorescu, Iulia Baran, care e acolo, Aurel Weiner, Ile Călin de la Hotel Ibis, Marius Coșa din Cluj, Lucian Roman, prietenul meu de suflet, din Oradea, Cornel Lustig, Adrian Lustig, care amândoi sunt băieții lui Oliver, Eugenia Vodă, care e căsătorită cu Adrian Lustig. Sper că Adrian să scrie o piesă de teatru despre Holocaust, un băiat super talentat. Și Cornel, care duce lumina înainte, care tatălui i-a dat această misiune. În afară de asta, se dă ore și la Petroșan, profesorul Grig Buia, și vorbesc de Elisabeta și Mihai Solomon de la Cluj, Iulia Solomon din Israel, celălalt
unde a murit fratele lui Oliver nu de mult timp, doctor Tiberiu Lusti, cu Noemi și cu care totdeauna vorbeau despre așa ceva și, mă rog, familia Farcaș care e în Suecia, care au trecut tot prin asta și în Peru și așa mai departe. Deci, să nu uităm niciodată ca tot de ce s-a întâmplat și acum, de Pesacul evreiesc, Senatul Braziliei, pe Senatul Brazilian era scris Holocaust jamais, never more. Deci, cum a spus Jean-Michel Thomas, tot asta trebuie rememorat ca niciodată să nu se uite și asta este marea misiune a Comitetului de Dachau, de Dachau. Mersi. Da. Stai, nu pleca. Nu, te aud. În primul rând, salut gestul minunat de a menționa prieteni dragi și familie și oameni care au trecut prin asta și oameni care sunt alături în permanentă cu gând și cu căldură și cu suflet. Aș vrea tare mult, noi am avut o mică discuție ieri și n-aș vrea să pierdem din ediția de astăzi, să ne spui puțin despre ce se întâmplă în Brazilia, câte lucruri frumoase face comunitatea evreilor din Brazilia. Te rog. Deci, ok, înainte de a uita, poate Mariu știe și Jean-Michel Tomasie, unul din soldații americani care au liberat câmpul de Dachau a fost marele și cântăreț american care trăiește, Tony Bennett, și care cântă I Left My Heart in San Francisco. Trăiește și el totdeauna spune că a fost soldat care a intrat cu trupele lui Eisenhower în Dachau. În Brazilia există un mic muzeu holocaust în orașul de Curitiba. În Brazilia sunt 60... Orașul San Paulo are 20 de milioane de locuitori, Brazilia are 210 milioane de locuitori, evrei în orașul și statul San Paulo 60 de mii, în toată Brazilia 120 de mii, care e un fleac în comparație cu restul. Facem acum un mare muzeu de holocaust, care deja e în derulare, ca să nu se uită, da? Și deja e în funcționare, de o să fie mărit. Avem o comunitate puternică, avem cel mai mare club evresc din lume, are 25.000 de membri, ca să aveți o idee, cu două teatre, cu tot ce trebuie. Avem o cantină comunitară care dă pentru oamenii care nu au suficient, care au nevoie de diverse chestii, de ajutor, 800 de la 800 de persoane se dă... Se dă mâncare pe zi, dimineața, după masa și seara. Pentru șabat se trimite acasă. Acum cu coronavirus totul se trimite acasă. Avem cel mai mare spital și important din San Paulo, primul care a fost spitalul evreiesc Albert Einstein, da? Care e un spital minunat unde se duce toată lumea. Chiar acum ai trecut cu poza, sunt cele 7 mame la Kaufering în spital. Eu nu pot vedea ce vede. Nu, dar le spun pentru lumea care le vede. Da, cine le vede, sunt cele 7 mame. Da. A fost scris o carte de Eva Gruberova, s-au făcut două filme. Unul a fost făcut de TV din Landul Bavaria, a făcut Martina cu Eva Gruberova, că au scris și o carte și mă rog, să difuzează cu ajutorul Comitetului Internațional de Dachau, cu ajutorul lui Sonia, lui Ivo, al lui Jean-Michel Thomas, al lui Frera, al vicepreședintelui și așa mai departe, că toate astea trebuie să fie amintite totdeauna. Comunitatea de aici din Brazilia stă la dispoziție. Anul ăsta o să avem a 25-a ediție a Jewish Film. În fiecare an există acest. O martorie pe care ni le-ai trimis și unde totdeauna sunt 3 sau 4 sau 5 filme despre Holocaust. Spune lui Dan Schlager să intre în contact, că poate intre pe... Anul ăsta nu știu dacă o să fie sau dacă nu o să fie din cauza lui coronavirus. Dar dacă nu, pentru anul viitor,
vreun regizor care din România ca să ne trimită niște filme și așa mai departe și da. O să trimitem. Noi am vorbit și despre asta ieri și ne vom asigura că ediția asta o să ajungă la Dan Schlanger. El este un drag invitat care totdeauna răspunde, indiferent cât de ocupat este, răspunde prezent dacă îl invităm. M-aș întoarce și spre cele două filme pe care ni le-ai trimis, mie și Iuliei, cu rugămintea ca Iulia, pentru că ele erau în portugheză și Iulia a fost cu documentarea asupra filmelor, așa un mic rezumat a ceea ce se găsește în filmele pe care George ni le-a trimis. Iulia e cea mai bună traducătoare de portugheză. Când a venit președintele României în vizită aici și când a fost de aici acolo, ea a fost traducătoarea oficială. Așa că ce Iulia spune în materie de traducere e lege. Nu e traducătoare juramentată. Traducătoare juramentată e pentru alte documente, e Ștefania Niculescu. Dar pentru traducere liberă, Iulia, și pentru cărți și altceva, pentru multe. Iulia este un om minunat pentru multe, dar nu vreau să o laud, că mă uit acum în ochii ei și o să spună, uite ce mă laudă în emisiune. Cam prea mult, cam multe laude. Dar tu acum ai să ne spui despre film. Pentru documentarea acestei emisiuni, George ne-a trimis cele două filme pe care eu de fapt le știam că le mai văzusem cu alte ocazii. Unul la Auschwitz și la ghetoul de la Varșovia, revolta din ghetou și așa mai departe. Dar în acest film găsește și povestea lui George cu ce li s-a întâmplat lor, familiei lui. Al doilea film este un amplu reportaj pe care l-a făcut un post de televiziune din Brazilia cu ocazia comemorării celor 70 de ani de la eliberarea lagărelor și acolo, într-adevăr, este o experiența care a părinții lui George și implicit și George și povestea nașterii lui acolo în lagăr. Impresionant este, așa cum spunea George, faptul că acum 60 de ani, pentru că anul ăsta se împlinesc 60 de ani de când George este în Brazilia, a luat vreo 60 de familii, dacă nu mă înșel, din Ardeal, care au primit aprobare să plece în Brazilia. Din toată România. Eu știam, parcă știam numai că din Ardeal, dar mă rog. România a reluat relațiile diplomatice cu Brazilia, care au fost rupte în 47, când a intrat regimul comunist în România. Și a fost reluat în 60. Și de aia au dat un gest de bunăvoință, cele două țări s-au pus de acord și așa mai departe. Dar cert este că pe mine personal m-a impresionat într-unul din aceste filme la renele de la Dachau. George a venit cu steagul Braziliei, țara care i-a primit cu brațele deschise și care i-a adoptat și în care ei au reușit să se dezvolte și să ajungă oameni de bază în societatea braziliană, pentru că George nu spune, dar el este profesor de marketing, el și încă mai lucrează cu unul din foștii președinți ai Braziliei, Fernando Henrique Cardoso, care este un mare sociolog și o anvergură politică deosebită. Deci, cum să zic, în general, mulți dintre românii care au ajuns în Brazilia au ajuns în poziții foarte mari și personalități deosebite cunoscute. Tot unul dintre românii care au trăit în Brazilia a fost
regretatul Maurice Stein, foarte mare avocat, un om deosebit. El a fost vicepreședinte al FIESP-ului, care este o instituție care are partea de industrie. Și Maurice s-a ocupat de relații internaționale și a avut un rol deosebit, iar fiica lui a fost ministru în guvernul federal, ministru al administrației interne, printre altele. Cred că e vorba de un buchet de personalități. Eu mă bucur foarte tare că am avut inspirația. Foarte adevărat, în cele mai diverse domenii. Că am avut inspirația să vă chem pe amândoi, pentru că nimeni nu se poate lăuda singur. Eu am găsit oamenii care pot să ne laude unii pe alții, dragii mei. Acum, nu e vorba neapărat de lăudat aici, ci de faptul că există, o sentiment de respect și de recunoaștere a valorii celui care se află în fața ta. Nu, laudat vine de la laudatio, deci vine de la laudatio, are conotație pur pozitivă. Iar eu pot să spun că în ceea ce privește prietenia mea cu George Legman, ea s-a înfiripat, așa un fluid extraordinar între noi și o simplă prietenie a devenit o prietenie foarte strânsă, o prietenie frățească, pentru că noi ne-am adoptat cu ghilimelele de rigoare ca frați. Iulia, draga mea, ascultătorii mei nu știu că tu ești, poate nu toți, majoritatea, sau vă rog iau-o cum vrei, că tu ești un om de radio care știe ce înseamnă o emisiune densă. Așa încât aș vrea ca în 2 minute să-mi spui experiența pe care ai avut-o când ai vizitat prima dată un lagăr de concentrare. Te rog. Experiența a fost cumplită, ea datează din 1977. Și ceea ce pot să spun este că se povestesc diverse, cum a fost, de exemplu, ce a trăit Little Sunday Voices, ce a trăit Matei Gal, care era dintre puțin viitori dintr-un lagăr unde a fost un masacru zitor în Transnistria. Deci, una este când ți se povestește și alta este când tu ajungi acolo. Eu am vizitat lagărul de la Buchenwald împreună cu părinții și cu fratele meu. Impactul este mare și cred că nu contează că ești evreu sau nu ești evreu. Ideea este să fii om. Impactul este atât de mare când ești acolo și parcă simți pe pielea ta suferința celor care au fost acolo. Este pur și simplu răvășitor, pentru că eu, de exemplu, în ziua aia stăteam la Weimar, orașul este foarte frumos, este un oraș cultural, ai ce vedea, ai ce vizita, nu mi-a mai ticnit nimic, absolut nimic. Nici mâncare nu am putut să mănânc. Da. Atât de tare m-a copleșit ceea ce am simțit acolo. Eu știu ce înseamnă și poate odată voi povesti și voi scrie despre ce am simțit și eu prima oară când am fost. Dar aș vrea acum să mă întorc către invitatul meu de bază al acestei ediții. Îi sunt recunoscătoare că a acceptat. Și la amândoi vă sunt. Aș vrea să știu dacă mai vrei să adaugi ceva, George. Acum eu spun George, acum acestea am apropiat. Serena, vreau să trimit salutări colegului meu de bancă, Stănilă Dumitru, de la care am copiat foarte mult când eram elev la clasa 11, când la început, că am terminat, am plecat de acolo la jumătatea anului de clasa 11. Și să trimit salutări tuturor acelor
lui Mihai Covaliu de la Comitetul Olimpic Român, care a fost aici, lui Carmen Trocan. Ca să ai o idee, consulul Grecia, care a fost consulul la Rio de Janeiro, din păcate România nu are consul în San Paulo. San Paulo e al doilea oraș consular din lume după New York. Aici sunt 118 consulate, România nu are. De ce? Întrebăm la Ministerul Afacerilor Externe. Ne aude okay? Și pe noi cineva cu emisiunea. Păi să ne audă, că e bine, că e democrație. Tocmai, da. Și a venit consulul Grecia și la Club Evreiesc și au venit 182 de familii de origine din România, care au venit după primul război, al doilea război, după 60 și 70 și mai departe, cu acte și așa mai departe. Și s-a făcut o ceremonie cu drapelul român și așa mai departe, ceva că lumea nu înțelegea ce se întâmplă. Super. Deci, cine pleacă din România, dacă e evreu sau dacă nu e evreu, nu uită niciodată de unde a plecat. Deci asta e clar. Și lumea îmi întreabă, zice, tu ce ești? Și am spus, eu sunt tricultural. Ce e tricultural? Eu sunt din Transilvania. Zice că am ajuns după lagăr cu vârsta de un an, noi ne-am întors, am cunoscut România, cu un an am ajuns acolo, da? După aia, la vârsta de 16 ani, am venit în Brazilia, ok? Și am studiat în Elveția, cu bursă, da? Deci eu sunt un om tricultural și am DNA de evreu. Asta nimeni nu poate să scoată și toată lumea poate să spună ce vrea. Dar oriunde, dacă cineva mă întreabă, tu unde ești? Eu sunt o treime din Transilvania. Ce-i Transilvania? Dracula. Nu, Transilvania e mult mai important decât Dracula. Transilvania face parte din România. Și România este foarte important. Cred eu, George. Că România are Mircea Eliade, are Enescu, are Aurel Vlacu, are Coanda, are Emil Racoviță. Nu vreau. Are Constantin Noica, Institutul Cultural Român trebuie să aibă mai mult grajă de Brazilia. Suntem a 8-a economie din lume. La Comitetul Internațional de Dahau, acum o să vadă și la Michel Toma ce lucruri foarte superbe o să primească din Brazilia, din Muzeul de Holocaustului și așa mai departe. S-au făcut trei filme aici. Îți mulțumesc din suflet și sunt convinsă că ai să accept să vii și data viitoare. Nu data viitoare, lunea viitoare, dar cu o dată pe care o vom agrea de comună. Data viitoare mă duc să vorbesc cu profesorul, cu care a vorbit puțin. De ce? Ca să-mi dea el mie niște lecții despre Holocaust. Așa. Ai auzit, Marius? Și mă duc la Jean-Michel Thomas ca să-l îmbrățișez. Da, așa o să facem, Aș vrea, pentru că data trecută am fost întrebată, noi acum transmitem pe Zoom, Zoom-ul acesta se încorporează într-o emisiune radio-audio în care intră și melodiile. Și dăm voie ca în încheiere, pentru că timpul s-a scurs, s-a scurs acest minunat răgaz pe care noi l-am petrecut împreună, vreau să spun că cele două melodii de astăzi, cea de început și cea de final al ediției, au fost alese de George Lehmann. Prima a fost Avinu Malheinu în interpretarea Barbarei Streisand, iar ultima melodie pe care o veți asculta în finalul ediției noastre, I Left My Heart in San Francisco cu Tony Bennett. Mai devreme, George v-a spus povestea lui Tony Bennett, care a fost în trupele eliberatoare în 1945. Vă mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru participare. A fost un regal pentru mine și vă aștept cu drag oricând într-o ediție viitoare. Mulțumesc și să dorim ascultătorilor o săptămână minunată. Vă mulțumesc, dragii mei. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président. Je vous remercie beaucoup. C'est un honneur. Merci beaucoup. Michel, c'est un honneur pour parler avec toi. Julia, un beijo în portughez. C'est un plaisir pour toi. Hasta la próxima. Hasta logo. Ok. Da, mulțumesc frumos. La prochaine. La prochaine. Ne vom revedea, dragi prieteni. Vă mulțumim. Merci. Merci. La revedere. La revedere.
vinum al kenu hamal aleinu vialo aleinu veta of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill. I don't care,
My love waits there in San Francisco. Above the blue and windy sea, when I come home to you, San Francisco. Golden sun.